Și după cum știți, colesterolul mare poate duce la infarct, nu, doctore? Așadar, trebuie să aflăm ce înseamnă, sau la atac cerebral poți să faci de la colesterol mare, da, nu? Același lucru. Poate să se înfunde orice arteră, asta este ideea. De la colesterol. De la un colesterol. Ce înseamnă, uite, Bogdan Vlădău a rămas aici pentru că e interesat de acest subiect și el a spus o chestie la început și a zis că el are, crede că are colesterolul mare pentru că mama lui avea colesterolul mare. Și tu spuneai că nu, femeile nu au așa colesterolul mare, nu? Ideea este așa. Există un tip de boală de colesterol, se numește hipercolesterolemie familiară, da, la care dieta nu ajută foarte mult și nici sportul. Am observat. Da. Adică orice face multe... foarte mult sport. Am observat, exact, da, și da, nu da. Scade. Acolo trebuie să avem foarte mare grijă. E o parte specială de pacienți care trebuie să se îngrijească foarte mult de sănătatea lor. Trebuie să-și facă controle după 40 de ani regulate, adică anual. Și analize și ecografii la inimă și ecografii la carotide, carotidele fiind arterele care se înfundă cel mai ușor de la colesterol. Și cum poți să le desfunzi pe românește? Mai poți să desfunzi vreo, vreo venă de asta care are colesterol pe ea? Colesterolul nu este pe ea. Colesterolul este după foița care învelește pe interior, se numește intimă. Colesterolul intră după. De acolo nu prea mai iese colesterolul. Se poate pune stent. Se pune, poate pune bypass. Deci nu există ca la țevile alea de la baie când bagi ceva brut și curăți țeava. Ba da, există. Atât de periculoase încât se păstrează doar pentru cazurile foarte severe. Pentru că în momentul în care tu desfunzi țeava, mai pleacă bugățele mici după lângă țeavă. Mm-hmm. Și se pot duce la creier. Se duc mai, și la inimă și la creier, peste tot se pot duce. Așa adică că nu există ăla. Niște medicamente, nu există ceva care odată luate să stopească colesterolul ăla, să-ți curețe venele, vertebrele. Să-l topească, nu, dar avem stabilizator de placă, așa se numește. Adică noi avem placa de colesterol care este sub intimă, sub foița aceea și peste se așează un colesterol foarte fin, care este moale. Ăla e cel mai periculos pentru că poate să plece. Și avem statinele care se pot lua și stabilizează placa. Pur și simplu topește colesterolul deasupra și rămâne doar cele de sub care este stabil. Și femeile, că întrebai de femei, femeile sunt protejate hormonal. Femeile au estrogen, adică ele nu trebuie să-și facă mari probleme dacă au colesterolul un pic mai mare, cel puțin până în menopauză. După menopauză, acolo este într-adevăr o discuție și o întreagă dilemă, e o problemă, trebuie căutat și acolo. Dar până la menopauză, ele sunt cumva protejate hormonal. Un colesterol de 300 la o femeie de 45 de ani nu e cine știe ce. Dar un colesterol de 300 la un bărbat? Este cine știe ce. Și cred că și raportul dintre HDL și LDL e important, nu? Și HDL și LDL și colesterolul total. Este, Doctore, tu ai adus și niște instrumente aici să le explicăm, telespectatorilor ce înseamnă. Pentru că tu ți-ai făcut și niște analize la rândul tău pe care le avem aici și le faci publice, da? Mi-am făcut niște analize, le fac public. Și o să vreau să vă arăt ce înseamnă... Eu mănânc cât de cât sănătos, nu pare... Nu mănânc, nu mănânc excesiv de mult, mă feresc cât pot de dulce, n-am mai mâncat zahăr în afară de săptămâna trecută când am păcătuit la voi aici cu energizantul, nu mănânc, n-am mâncat zahăr de 3 săptămâni, o lună. Și mi-am luat analizele de sânge care sunt aici și analizele mele de sânge sunt destul de bune cu excepția colesterolului rău, care se numește LDL. LDL este LDL. Colesterolul rău. Este colesterolul... Aceeași problemă am și eu tot timpul. Da, nu e bine deloc. Adică, stai un pic, hai să ne să-mi arăți aici. Hai să vedem, da. Stai, arată-mă aici ca să înțeleg. Uite. Deci, vine Bogdan aici să stăm ce... în... Ce în avem aici? Păi tu stai bine. Nu e așa? Da, stai. Deci, ăsta e colesterolul rău? Totalul. Colesterolul total. Da, nu, cel mai ușor indice de identificat pe analize, colesterolul total este acesta, care dacă este peste 200... Poate să fie o problemă. Nu înseamnă că este o problemă. Apoi ne uităm la colesterolul care ne protejează, colesterolul care se duce după colesterolul rău, caselia, se numește colesterol cu densitate crescută, HDL. Deci HDL e la bun? Este ăla bun, ăla cât mai mare. Cât mai mare. Și ăsta cum îl fac cât mai mare? Nuci, ulei de măsline, ulei de avocado. De cocos, nu? Avocado. Da. Mișcare. Avocado. Da. Deci HDL-ul, colesterolul bun, da? Ăsta te ajută. Ăsta te ajută. Și LDL-ul este ăla rău, ăla care face plăcile de care spune. Și ăsta cum face? Crește? Exact. Ăsta crește, vă zic de acum sau vreți să vedeți pe asta? Bine. În principal crește de la consumul excesiv de zahăr. Digestia noastră, oricum am luat-o, are trei etape. Dacă fac acum acum digestie. Și eu care credeam că de la friptură, domn doctor. Să vezi de ce nu crește de la friptură. Prima etapă, corpul arde glucoza. Glucoza. După ce se consumă glucoza, trece la următoarea etapă, care este glucagon. Glucagonul este glucoza care este în rezerve. Și în a treia etapă... Ficat, adică, nu? Da. Și în a treia etapă ajunge la grăsimi.
Noi dacă toată ziua mâncăm și băgăm dulciuri sau ceva care are zahăr, n-ajungem niciodată la grăsime. Și dacă n-ajungem niciodată la grăsime, crește LDL. Deci treaba e serioasă. Bun. Hai să vedem. De ce să analizeze deci tale, nu da? E de la friptură. Dacă mănânci excesiv, mă gândesc 5, dar nu, friptura nu crește da, colesterol. Tu, iartă-mă, deci tu ai un colesterol de vegan. Uite ce o să facem. Eu săptămâna asta, săptămâna care urmează, o să mănânc toată săptămâna foarte multe dulciuri și foarte multe lucruri grase. Și o să vă iau și săptămâna. Nu vrei să facem amândoi treaba asta? Eu sunt de acord, dar bine, dar tu ai familiar, la tine nu se întâmplă nimic. Și săptămâna viitoare o să vedem fix aceleași analize cum sunt. Haideți să luăm un loc, doctor, să ne explici aici ce ai adus. Deci tu mănânci o săptămână foarte mult dulce și foarte mult gras, da? Da. Abia așteptai, tu zici că e pentru televiziune, pentru experiment, dar de fapt pentru sufletelul tău. Să vezi ce fericit o să fiu săptămâna asta. Bun, și aici ce era? Arată-l să ne arăți exact. Aici am încercat să vă arăt cum arată un vas curat. Da. Un vas curat înseamnă că nu are nimic pe interiorul lui, nu are nimic pe lumen. Sângele curge la noi în corp cu o viteză între 40 de centimetri și 100 de centimetri pe secundă. În arterele mari curge mai încet, pentru că au calibru mai mare, 40 de centimetri pe secundă. Și în arterele mici, cum sunt arterele de la inimă, arterele coronare, trece cu o viteză mult mai mare, cu 150 de centimetri. Ce înseamnă asta? Că el nu are absolut niciun obstacol în curgerea lui. Pur și simplu curge. Și curge cu viteză. Asta e sângele, nu? Da, ca să hrănească corpul. Și așa trebuie să fie, pentru ca inima să-și facă volumul. Că dacă inima ar avea probleme pe lângă și ar avea foarte multă grăsime, atunci n-ar mai curge atât de ușor. Deci asta, practic, este viteza. Așa arată o arteră sănătoasă. Nu are absolut niciun obstacol. Problema este când începem să avem acele plăci de colesterol pe interior. În momentul acela, sângele circulă. Dar se mai oprește, băltește și curge încet. Asta și din ce cauza? Din cauza faptului că nu avem un lumen curat, este obstruat, are multe obstacole. Păi și asta din ce cauză? Și când apare durerea în piept la insuficiența cardiacă. Adică e grăsimea care se depune? Exact. Bă, dă-l. Cum facem? Adică, pentru că... Pe interior grăsimea? Da. Mergem la cardiolog și spunem, domnule, ne doare în piept. De ce ne doare în piept? Pentru că arterele coronare, arterele de la inimă, nu lasă sângele să treacă cum trebuie. Și mușchiul care învelește inima, se numește miocard, suferă, se chinuie, se stresează, se încordează. Bun, ce facem când se întâmplă chestia asta? Parterele carotide, parterele de aici, de la gât. Sângele nu mai ajunge la creier. Dacă nu mai ajunge la creier, începem să uităm. Începem să avem probleme cu sentimentele, câteodată nu mai putem să ne exprimăm sentimentele, nu mai putem să verbalizăm cum trebuie. Factori de risc pentru boala Alzheimer și foarte important, factori de risc pentru ceea ce se numește demență vasculară. Demența vasculară înseamnă că în momentul în care sângele circulă în felul acesta, creierul nu mai poate să-și facă volumul de sânge. Și dacă nu-și mai face volumul de sânge, în momentul acela neuronii încep să moară. Și apare o chestie care se numește demență vasculară. Ce facem în cazul acesta? În cazul acesta ne ducem la doctor. Și doctorul spune, domnule, ai ateromatoză sistemică, așa se numește. Ce putem să facem? Putem să facem în felul următor. Avem artera bolnavă, care are colesterol pe interior. Vreau să înceapă. Da, artera asta care se îngustează, de ce multe ori nu e și din cauza fumatului? Este și din cauza fumatului, pentru că fumatul sfârșie în mod practic, nu este o metaforă, sfârșie pe interior vasul de sânge. Gudronul, benzipirenul, hidrocarburile aromatice, toate lucrurile acestea, în momentul în care intră, nu nicotina. Nicotina nu e rea din punctul ăsta de vedere, ea dă doar dependență. Dar toate celelalte substanțe intră pe interiorul vasului de sânge și sfâșie artera pe interior. Și pe acolo intră colesterol. Fumatul, el nu face el colesterolul, dar el ajută să intre pe acolo colesterol. Wow. Ok. Și când avem o arteră bolnavă, mergem la doctor și doctorul spune, măi, cred că trebuie să spunem un stent. Și oamenii, în momentul acela, încep să negocieze. Domnul doctor, ce înseamnă asta, să spunem un stent? Stent înseamnă în felul următor. Avem artera bolnavă. Lărgește vasul. Nu lărgește, îl lasă la fel. Doar că pe interior bagă un alt tub pe care îl dilată să ajungă la calibru normal și în momentul acela sângele trece normal prin arteră. Și practic acel tub rămâne acolo. Acolo rămâne. Nu, este foarte stabil, nu se mișcă. Și îl scot la loc. Okay. Oamenii se feresc, le este foarte frică de asta. Într-adevăr, sunt accidente, dar nu foarte rare se întâmplă și îți dă o viață normală. Oamenii se feresc să-și pună stent, nu? Da. Că le e teamă. Dar că astea nu se pun doar la inimă? Nu, stenturile se pun chiar și în interiorul creierului. Mai greu,
Wow. Mai greu, dar se pun, pentru că sunt foarte multe curbe acolo și este greu la să pun asta. Dar asta salvează viața, da. Salvează viața. Și câte stand-uri poate să-și pună un om? Nu avem un număr limitat. Se pun stand-uri și peste stand-uri în momentul acesta. Adică punem câte trebuie. Problema este ca inima să reziste la atâta agresiune, pentru că stand-ul se pune doar în momentul în care se înfundă arterele. Dacă arterele sunt curate, nu se pune stand-ul, lași în pace. Și în momentul în care dar se fundă... Dar poți să verifici arterele? Arterele se pot verifica de la inimă, cel puțin, pentru o metodă foarte simplă, se numește EKG. EKG-ul ăla îți arată dacă ai ischemie, dacă inima este hrănită cum trebuie. Știi, și dar nu poți să vezi, de nu exemplu... Nu trebuie ecografie? Ecografia, și ecografia arată cum se mișcă inima. Golden standard, standardul de aur pentru a vedea arterele pe interior, este coronarografia. Coronarografia care pur și simplu îți bagă substanță de contrast pe artere și în momentul acela îți face o investigație imagistică. Investigația imagistică spune dacă este... Se face este... sub anestezie treaba asta? Se dare. Se face, da, da. Se face, nu este o metodă extrem de complexă, oamenii la fel fug și de această probă. Dar asta nu e de verificare, nu? Asta nu e de verificare. De verificare, dacă vrei să mergi așa mai departe, putem să facem test de efort cardiopulmonar, adică pur și simplu pune EKG pe tine și te pune să faci efort. Și în momentul acela vedem dacă se obstruează vreun vas de sânge. Aici avem ceea ce se numește bypass. Bypass-ul înseamnă așa, sângele vine, dar nu mai poate să treacă aproape deloc. Pentru că este un obstacol care obstruează aproape complet vasul de sânge. Ce facem noi? Băgăm un vas de sânge înainte de obstacol, după obstacol și lăsăm sângele să curgă. La fel, după ce facem lucrul acesta, viața este normală. Nu trebuie să ne fie frică de treaba asta. Mamă, deci tu ce arăți acolo, arăți... la super la dimensiune, dar îți seama că vorbești deci de niște vene micuțe de invitație la această emisiune. Am învățat foarte multe lucruri. Bun. Foarte utile. Foarte tare. A fost și profesor. Acum e profesorul telespectatorilor noștri, Joia. Da. Miercurea, dar e și Joia, dacă trebuie. Miercurea, Joia, da. Nu e problemă. Deci asta, nu fugiți nici de bypass. Știu că citiți pe internet că se întâmplă foarte multe lucruri când faceți bypass, dar nu fugiți. E ok, puteți să o faceți fără nicio problemă. Nu, dar în cazul ăla mi se pare că nu ai altă variantă. Nu ai altă variantă, da, adică... pentru că în cazul acesta, când îți trebuie bypass, da, oricând se poate rupe bucățică mică, da, de aici, da, se înfundă, da, pe o arteră mai mică și faci un infart. Așa, bypass-ul îți restabilește viața, stai liniștit, iei medicament, într-adevăr, două medicamente în fiecare zi și stai liniștit. Hai să vedem ce mai ai, doctor, aici, că ai cutia cu surprize. Noi deci astăzi... tu o să mănânci toată săptămâna unt, dulce tot? Nu. Aici vreau să vă arăt câtă grăsime există în lucrurile pe care le cumpărăm noi din comerț. Pe lângă faptul că sunt pline de zahăr, zahărul pe care noi nu apucăm să-l consumăm până să ajungem la grăsime. Dar dacă mâncăm o pungă de chipsuri, mâncăm două gofre, un corn și o bucățică de ciocolată... O bucățică, deci nu alea două. Nu, una. Noi ajungem la cantitatea asta de grăsime. De unt? De unt, da. Grăsime. Asta e un unt de 82, adică... E vorba de grăsime pură, deci mai mult. Ar fi bine dacă ar fi unt, dar e o grăsime de obicei mult mai rea. Exact, este uleiul dacă de palmier și toate felurile. Doamne ajută, dar ce, dar nu e. La un moment dat mănânc untul ăsta pe pâine, într-o zi, când mi-e foame. Nu e bine. Depinde ce mai mănânci. Dacă mănânci unt pe pâine două felii dimineața, îți garantez că nu se întâmplă absolut nimic. Dacă și gem? Dacă nici cu asta nu se întâmplă nimic. Dar dacă mănânci un corn înainte, adică tu îi dai carbohidrați corpului să consume zahărul, și după aia mănânci untul nu mai are cum să se consume. Pentru că ai consumat zahărul. Zahărul fiind mult mai ușor de accesat decât ficat pentru energie. Cred că de asta ajută și fasting-ul foarte mult. Fasting-ul ajută foarte mult. Pentru că fasting-ul, adică să mănânci odată pe zi, te ajută să... Dacă am putea odată pe zi, ar fi excepțional. Nu înseamnă să ne îmbubăm în data aceea. Dar, într-adevăr, dacă am reușit să facem fasting, și știi ce zice? Este un studiu foarte interesant. 7 zile de fasting, ceea ce eu nu cred că o să pot să fac vreodată. 7 zile în care să nu mănânci deloc. Ba, poți. Am făcut eu 10 zile. Și scade riscul de cancer. Dar am înțeles că poți să ai probleme cu ochii dacă nu mănânci mai mult de 3 zile. Da. E adevărat? Da, din cauza vitaminei. Într-adevăr, așa este. Dar, per total, să știi că scade riscul de cancer pentru întreaga viață cu 70%. Wow. Scade riscul cu 70% 7 zile de fasting. Adică să ai un pic de fasting. 7 zile să nu mănânci nimic, da, doar apă. Apă. 7 zile doar apă. Da. E un studiu făcut. Și dacă doar 48 de ore, cum ține Greta? Păi nu știu, acolo probabil că scade progresiv. Nu știu, 48 de ore. La Greta, nu. La 100% i-a scăzut la 48 de ore. Numai. Privirea Gretei. Bun, doctore, dar ce ai mai adus aici? Hai să vedem. Deci, oameni buni, sperăm să vă fie de folos toate aceste informații. Da. Avem și telefonul telespectatorilor, pentru că dacă telespectatorii noștri au ceva întrebări pentru domnul doctor, cabinetul este deschis și să vedem despre ce este vorba.
Cineva ce multă sănătate. Eu am dublu bypass coronian de 5 ani. Mă simt foarte bine. După intervenție menționez, pot alerga și 10 km. Exact asta se întâmplă la bypass. Să nu vă fie frică de bypass. Bypassul este foarte safe în momentul de față. Acum 10 ani eram mortalitatea destul de complicată este montarea bypass-ului ăsta. La bypass se întâmplă în felul următor. Pe tine te adoarme și stai relaxat, doctorul transpiră și te vindecă. Și la stand? Acolo nici nu transpiră doctorul, că pune câte 20 în fiecare zi. Bă, foarte mult. Adică există în momentul de față specialitate pentru genul acesta de intervenții. Este cardiologie intervențională, care se numește, și ei asta fac. Nu se ocupă cu nimic altceva și de dimineață până seara, deci mâna lor este extrem de... A zis cineva că ești, că-ți mulțumește că ai venit să spui de chestiile astea. Cu plăcere, Din. Întrebați testul Doppler de artere sau vene, pentru ce este? Cu ce ne ajută? Vedem dacă vene sunt înfundate? Uite, vezi, întreabă oamenii așa. Da, într-adevăr, testul există ecografie Doppler de membre inferioară, ea se folosește cel mai adesea și în tromboza venoasă profundă, adică venele sunt înfundate. Și asta, cea mai întâlnită cauză este sedentarismul. În momentul în care stai foarte mult și mai stai foarte mult în fund, sângele băltește în picioare și în momentul ăla noi avem pe interiorul venelor niște aripioare care pur și simplu împinge sângele mai sus. Și când stăm așa, provocăm foarte mare presiune și începem să facem insuficiență venoasă. Venele alea moarte pe picioare, știi? Da, de asta îți spune că e bine și în avion sau unde stai jos, te ridici să faci mișcare, nu? E obligatoriu, odată la două ore într-un avion, să te ridici. De ce? Pentru că dacă tu ai o boală de sânge de care habar n-ai, pentru că nu-ți creează niciun disconfort, se numește trombofilie sau hemofilie, în momentul în care stai în fund foarte mult, să fac chegulețe în picioare și în momentul în care te ridici, chegulețele pleacă de la picioare, se înfige în plămâni și faci embolie pulmonară. Wow! A dat cineva mesaj, cel mai șmecher doctor Măruț, aveți grijă de el, că ați mai promovat voi niște medii și au plecat pe la alte televiziuni. Ia uite, Pautov și Cezar. Ia uzi-mă, unde să mă duc? Uite aici, doctore, vezi că suntem promotori de... Salutăm și pe ceilalți, doctor, cu cea mai mare plăcere și cea mai mare bucurie. Dacă vrei să știi că eu pot să-ți arăt la tabletă cum să scădem stresul, că v-am promis. Da, zine că oameni buni stresați, dar ai venit cu asta aici și... Haideți să-ți fac totuși, fii atent. Deci ce facem? Test de... Durează 2 minute jumătate, vreau să văd cât este colesterolul total. Nu este neapărat un lucru rău dacă ai colesterolul total mare, dar este așa, orientativ. Și astăzi mi s-a pus pe tine, vreau să văd cât ai colesterol. De acord? Nu, ce n-aș fi eu cu baică? Dă-mă, ia de ciucă-mă poza aia din cancan, eu prietenul cozonă ceilor, că toți suntem cu cozonacul de aur care urmează să vină. Am, să vezi cum îmi fulec, doctore, deci când mă duc la masă, nu contează, deci am telefonul la ureche, dar bag în mine. Dom'le, contează dacă ai gura plină, ai gura plină, n-ai ce să faci, fii atent, ia. O am aici. Atunci când mănânci, să mănânci cu tot sufletul. Uite-te, fii atent, am mâncat cu tot sufletul, cu toate fălcile din dotare. Stai înainte, uite-te mai bine la poză și îi faci după aia. Nu, măi, m-ați oprit fix în moment. Uite-te, doctor. Deci tu ai colesterolul 350. N-are cum, uite-te. S-a pufoșit ca un cozonăcel. Dă-mă următoarea poză, ciucă, că asta mă dezavantajează. Mestecam și vorbeam la telefon. Băgam, doctore, omlețică cu avocado, cu ăsta. Mâncai cu tot sufletul, mă, să știi că contează foarte mult lucrul ăsta. Dar mâncam bine? Da, contează să mănânci cu tot sufletul. Stai, fii atent, uite, aici... Stai puțin. Ia, stai să vedem ce mai găsim cu cozonăcelul. Am ăsta în care. Gata. Ia, stai. Da, aici vorbeam, mâncam, dar eram și farfuria, nu lăsam nimic, uite-te și tu. Să știi că aici par stresat. Par, deci mă destresez. Da. Eram, mai dreptate. Bun. Deci nu e bine și nu e bine să mănânci când vorbești la telefon. Nu e bine să mănânci când să vorbești când mănânci de fapt. Și e bine să mesteci de 20 de ori fiecare în bucătură. Cine are timp de așa ceva? Nu e așa? Unde te grăbești, Bogdan? Știi că scade colesterolul? Nu-ți vine să crezi. Pentru că tu faci sarcina stomacului mai ușoară. Deci tu dacă mesteci de multe ori scade colesterolul? Scade colesterolul și nu te balonezi. Deci dacă mestecați, până faci pastă în gură. Da, 20-30 de ori. Nu se face la 20-30. Asta e test de colesterol? Test de colesterol, să vedem dacă au avut dreptate și e colesterolul mare. Cred că asta a vrut să insinueze. Te-a durut? Nu. Un pic. Nu minți că se uită oamenii la noi și după aceea... Mi-am luat și glicemie, e ca ala de glicemie. Mi-am luat și glicemie mai devreme. Da, aici mult mai mult sânge. 2 litri? Stai liniștit că avem de rezervă. Stai un pic și stai, test de colesterol, nici nu știam că există așa ceva. Există test de colesterol, da. Și tu ai să ne spui de unde ne cumpărăm așa ceva. Deci este apt, testul este ok, durează 2 minute jumătate până... Când îți spunem cât ai. Dar contează că am mâncat mai devreme, am băgat în mine, ai văzut și prune și afine și... Cu prunele și afinele, sigur. Sigur nu crezi colesterolul. Nu, nu. Am mai băgat și omlețică, că fiu sincer, și am băgat vreo 4 felii de unt. Nu. Și am băgat și avocado. Cu pâine? Când ai mâncat cozonăcelul?
cozonăcelul, nu, păi nu eram un cozonăcel, eram pufos la un cozonăcel, era tot pe avocado. Da. Deci, practic, în, în două minute vedem câte colesterol, da, dar este orientativ. E orientativ, da. E orientativ, nu trebuie să ne luăm chiar așa total. Facem destresarea României? Hai să facem destresarea României. Bogdan, ești pregătit? Șamanul nostru, doctorul Mariu Sava. Iată-l, ne așteaptă, doctore. Te salută lumea prin intermediul telefonului nostru. Păi mamă, și câte mesaje vin, bă, băiatule, pentru tine. La Mihail nu primăiam atâtea. Am fost golan aici, nu că ai și Mihail. Nu, am fost că și Mihail primea. Doctore, te pun, Mihail. Este fratele nostru. Suntem pe repede înainte, da? Băi, trecutul nu se uită Greta. Da, Mihail face niciodată parte din trecutul nostru și din istoria noastră. Iar noi la ProTV putem să spunem de doctorul Mihail. Pentru că noi gândim liber. Da. Chiar dacă el e mereu aproape. Să mai aduc scaun, da? Doctore, te pup. Hai să vedem. Bun. Mai avem 5 minute? N-avem, doctore, avem. Cât vrei tu aici. Bun, super. Când avem, ne ceartă 3 spectatorii. Pleacă doctorii prea repede. Țineți doctorii. Pleacă doctorii din țară, domnule. Domnule, eu n-am plecat, deși am avut posibilitatea de vreo 3 ori, să știi. Sunt prea naționalist, fraier, asta este. Dar nu, nu, nici nu o să plec în continuare, nu o să plec. Stau, mă niciodată, fac... Niciodată, zi. Corect. Digestia începe cu mâncatul. Ce înseamnă mâncatul? Înseamnă inițial mestecatul. Așa cum v-am spus, trebuie să mestecați bine hrana și mestecăm bine hrana ca să facem stomacul să nu mai funcționeze la intensitate foarte crescută. Atenție mare! În stomac ne trebuie un mediu acid. De ce ne trebuie mediu acid? Ca să distrugă... Ca să distrugă bacteriile, măi. Pentru că noi, în momentul în care punem mâna pe ceva și mâncăm, extrem de multe bacterii. Și de asta zici că alpa aia alcalină sau eu nu sfătuiesc pe nimeni să alcalinizeze stomacul, cel puțin. Uh-huh. Stomacul trebuie să fie la pH 1-2. pH 1-2 înseamnă că dizolvă fierul dacă îl baci. Dacă scoți acid din stomac și ți-l pui pe piele, te arde. Așa trebuie să fie. Să moară paraziții, să moară bacterii, să moară orice microorganism care intră. Să moară toată lumea. Bun, numai noi să trebuie. Bun. Mai departe, mâncarea trece prin stomac, ajunge în duoden, unde se amestecă și începe să se dizolve cu sărurile biliare făcute de vezica biliară, pe care o scoatem unii din noi, pentru că este înfundată, și de pancreas. Așa că pancreatita cronică, adică oamenii care consumă foarte mult alcool și au pancreatită cronică, nu mai au enzime să dizolve mâncarea și sunt foarte slabi, pentru că mâncarea nu mai este absorbită cum trebuie. Și mai departe, mâncarea merge și ajunge în intestinul subțire, unde este ca o sită intestinul subțire, pur și simplu stoarce toată mâncarea de nutrienți. Pe acolo o ia și colesterolul. Colesterolul, fiind o moleculă foarte mare, nu tot intră în sânge, ci merge pe cale limfatică, ajungând până în venă, aici la gât, se numește vena subclavie, se varsă acolo și apoi ajunge în întreg corpul. Care este secretul vieții noastre? Un ficat sănătos, pentru că totul trece prin ficat. După ce se consumă din alimente colesterolul, colesterolul din alimente fiind responsabil de 20-30% din totalul de colesterol, după ce se consumă, nu are nimic. Lasă, domnule, că e bine, ai mâncat prea multă. E doar 207, Cătălin. 207 colesterol? 207. Vreau să văd la analizele tale. Tu ai 263. 163, săptămâna viitoare vedem dacă noi ajungem peste 250. Mamă, hai că povestim mai iată. Că ai primit două mesaje absolut senzaționale. Da, bun. Restul de 60-70-80%, curmea că noi colesterolul luăm de ce avem în corp deja. Dar ce avem în corp este tot din alimentație. Deci cumva ce nu se consumă trece prin ficat și apoi merge în rezervă și din rezervă merge înapoi în ficat. Deci corpul nostru nu produce colesterol și singur? Da. Produce, nu? Produce colesterol din rezervele pe care le are. Noi îi dăm 20-30% și el din ce are și marea majoritatea colesterolului este stocat în ficat. Da. Începe să producă, produce din colesterolul pe care îl avem. Aici trebuie noi undeva să intervenim. Adică să facem cumva ficatul să acceseze rezervele astea. Asta înseamnă să mâncăm mai puțin și să nu mâncăm zahăr. Asta deci e... ficat sănătos să mănânci puțin și fără zahăr. Da. Bun, și acum vorbim despre colesterol. Colesterolul este diavolul pentru foarte multă lume. Zice, uai, dar ce se întâmplă cu colesterolul? E o nenorocire. Nu. Colesterolul este elementar pentru viață. Intră în absolut fiecare celulă din corp. Adică, luând-o de la neuron până la ovul, până la unghii, el ajunge oriunde. Și marea lui importanță este că intră în membrana celulei. Avem un nucleu și avem o membrană pe exterior. El se așează aici și dă mobilitate celulei. Se deformează. Și cu colesterolul ăsta? După ce că ajunge în celulă, ne ajunge și la hormoni. Absolut toți hormonii sexuali. Toți. Estrogen, progesteron, testosteron, toți au ca bază testosteronul. Adică stai un pic, doctore, deci dacă ai colesterol, colesterolul ăsta te ajută să fii...
te ajută dacă faci mișcare. Dacă nu faci mișcare, el se depune partere. Știi de ce? Că eu am pățit-o acum o perioadă de timp. Mi-am făcut o ecografie la burtă și mi-a spus acolo, măi, fii atent că tu ai un pic de grăsime pe artera aortă, artera e cea mai mare arteră din burtă. Și din artera aortă se bifurcă și alte vase de sânge care te ajută la reproducere. Și eu m-am gândit, băi, nene, dacă am grăsime acolo, să duce în jos și să blochează. În 2 săptămâni am slăbit 13 kg. Scadă, Doamne, iartă-mă, nu mai mănânc decât să se duc acolo. Asta a legat, doctore, ce ai spus mai devreme, de la un mesaj de la o domnișoară care zice, domnul Măruță, ar trebui să-i găsiți doctorului o iubită. Doctor e căsătorit, are și copii, oameni buni. Ceva arăt că am avut din ăștia, am din ăștia destui, ca să a făcut și copii. Perfect, da? Deci... Cine face să mergi în școală să explici copiilor. Da, n-ar fi rău. Mie îmi place să explic copiilor foarte tare. Acizii biliari, ăștia care ajung în bilă, ăștia care ajută la digestie, tot din colesterol, și vitamina D, cum știm, dacă stăm la soare de la nivelul pielii, se transformă colesterolul cumva, într-un mod foarte complex, în vitamina tot D. Tot din colesterol? Tot din colesterol. Este sursa principală. Și fii atent aici, asta este și mai tare. Consumatorul extraordinar de este important. Creierul, nu? Creierul, măi. Da. Și da. Când spun așa, nu spun, băi, uite, creierul. Ajută la sinapse. Sinapsele sunt legăturile între neuroni. Deci noi avem neuroni și avem între niște legături. Legăturile astea se formează în momentul în care vrem să învățăm ceva nou sau ne creăm amintiri. Colesterolul le îngroașă. Colesterolul. Deci, mă, colesterolul ăsta e rău de tot. Practic, e bun. Iadul pe pământ. Este bun pentru că face toate lucrurile astea și este rău pentru că nu-l consumăm. Pentru că marea problemă a colesterolului, marea problemă a colesterolului nu este HDL, care este excepțional de bun, este LDL-ul. Așadar, un colesterol peste 200, dacă avem HDL-ul 70 și LDL-ul 140, este absolut normal. Păi, dar ăsta, aparatul nu poate să... Nu, nu e așa de performant. Pentru asta trebuie investiție majoră. Păi, doctor, aici că ne destresăm. Hai cum ne destresăm. Uite ăsta-s colesterolul, cum ai zis tu. Asta este colesterol, dar aici am scris ce trebuie să facem pentru ca să ne destresăm. Deci avem pentru LDL, unul din marile probleme este faptul că este produs de stres. Pentru că stresul, deci colesterolul rău e produs de stres. Stresul prin intermediul cortizolului. Pentru că cortizolul eliberează glucoză, glucoza se duce la ficat și colesterolul rămâne ca fraierul pe acolo prin sânge. Și rămâne în colesterol. Cortizolul eliberează glucoză, încep și ai și rezistență la insulină, nu? Bravo. Rezistență la insulină, prediabet, diabet, da. Din cauza stresului. Stresul de zi de zi, adevărul este că nu putem să-l. Adică trebuie să muncim, trebuie să ne mergem la muncă, dar putem să facem ceva pe lângă. Adică să scădem colesterolul ăsta. Asta înseamnă să limităm consumul de zahăr și de cafea, nu înseamnă să nu consumăm deloc, înseamnă să limităm, înseamnă să avem un somn regulat, mai ales să ne trezim la aceeași oră, înseamnă să facem un pic de efort fizic să se consume cortizolul ăsta și înceapă să nu fumăm, pentru că nicotina promovează cortizolul. Deci asta putem e destresarea României? Da. Credeam că faci acum ceva, facem o incantație 2 și credeam că ne nu, aia, el trebuie să ne învețe cu asta, nu mă pricep. Dar sunt gata toată să fac. Toată lumea vrea the magic pill, să rezolve da. Pac dintr-o dată. Deci fără zahăr și dați cafea, câtă cafea? Că Organizația Mondială a Sănătății ne spune că până în 800 de mililitri de cafea... E safe. Cum? E safe. Un litru de cafea? Dar un pic, cafea, noi bem expreso. Care este, noi aproape toți ne facem la aparat și este expreso, ăla e mult mai concentrat. Adică câteodată 2 expreso înseamnă cât 800 de mililitri cafea, aia care aproape n-are gust. Aia este cafeaua. Deci oameni buni fără zahăr și cafea, somn regulat, asta cu somnul e greu de tot. Somnul, măcar să ne trezim la aceeași oră, pentru că cortizonul... Deci mă trezesc că duc copiii la școală, dar nu mă culc la aceeași oră. Da, dacă ne trezim la aceeași oră, cortizonul are un vârf, are un vârf fix imediat după trezire. Și dacă tu ești învățat să te trezești la ora 6, el chiar dacă nu te trezești, el are un vârf atunci. Și tu mai dormi, dar tu în timpul somnului ai cortizonul crescut. Lucru care nu este... extraordinar. Deci, practic, te trezești în fiecare zi de luni până vineri la 7 să duci copiii la școală și în weekend dormi mai mult, nu e bine. Trebuie să te trezești în weekend. Nu există, da, așa ar trebui, și după aia să te mai culci un pic. Dacă vrei, până la prânz, așa. Să știi că regularitatea este cel mai important lucru din somnologie. Regularitatea, nu lumina, nu regularitatea, să ne culcăm, să ne trezim. Ce te interesează, Dobrogea? De ce ai erecție dimineața? Întreabă colegul nostru, Andrei Rodolfo. Dar vă spun cum să nu. Și bine să ai. Este un semn de sănătate. Noi avem asta înseamnă că ai colesterolul mic sau mare? Asta înseamnă că ai vezica plină. Da, exact asta înseamnă. Exact asta înseamnă vezica noastră care este plină, pe tipul ne-am dus la baie, presează pe un plex nervos. Da, așa. Și plesând pe nervul ăla, ți se... Așa este, că după ce te duci și faci pipi, nu mai e. Și dacă n-ai vezica plină? Nu, să nimic. A, deci nu spune nimic chestia că ai erecție dimineața. Nu, dar dacă n-ai avea asta, ar fi o problemă nervoasă. Adică e 80% din problemele erectile la oamenii sub 50 de ani, 80% sunt de cauză psihologică. La creier. Da. Da.
80%, 20% într-adevăr, chiar mai mult de 80%. După 60 de ani, încep probleme vasculare, încep mai multe probleme. Dar atunci când aveți problema asta, primul lucru pe care trebuie să-l faceți, să vă duceți la un oroc, să vă spună, urolog, să vă spună că n-aveți nimic, și apoi la un psiholog, să vă spună care e problema. Problema disfuncției erectile la tineri este o problemă de nervi, de supărare, de frustrare, de chestii, de stres. Stres, cortizol. E clar de la cap, da. Da, adică nu e... Deci, oameni buni, practic așa ne destresăm. Doctore, ce să zic? Asta e tot, nu? Asta este tot? Stai să-ți dau o notă, Dan Coace. Te rog. Pentru doctorul nostru, plus 10. Plus, Cătălin? Băi, 10, păi 10, data viitoare, 10. Ai ridicat ștacheta, data viitoare ce ai mai fac? Ai fost bun, doctore, fii atent, avem o telespectatoare care pupă televizorul când te vede. Unde, măi, să mă duc a să dat acum, fii atent, stai drept. Stai puțin. Doamna Lizeta. A zis doamna Lizeta, gata, arunc verigheta. Doamna Lizeta, vă pup. Uite. Vă pup, doamna. Aveți, doamna? Da. Gata. Dar vezi că mai avem un mesaj, Cătălin, l-am trimis acum acolo, îl găsești pe grupul nostru. Ia să-l găsim pe... Stai că sună Marica. Nu știu, stați un pic, doamna, nu mai sună. Ultimul mesaj, Cătălin, l-am trimis eu acolo pe grup. Ia să vede. Zice cineva, doctore, domnul doctor seamănă cu Ștefan Bănică. Băi de capul meu. Băi, dacă vreți la un moment, dar trebuie să mă pregătesc înainte. Ai chitară? N-am chitară, nu știu, dar știu să strângă dacă vreți. O iau și dau aici. Dar ce până... cu vocea? Un pic de tot, dar nu știu Ștefan Bănică. Bă, băiatule, și Mihail cânta, mă. Cătălin. Și tu, și toți. Toți doctorii cântă. Tropăie cineva prin spate când auzi de Ștefan Bănică. Da. N-auzi tocurile. Veta, stai liniștită. Veta, stai liniștită. Perfect. Oameni buni, să știți că în spate nu e un mafiot cu ochelari de soare, este chiar colegul nostru. Nu, dar s-a văzut cadrul, lasă-l așa. Când se uitam la Greta, este bodyguardul Gretei. Iată, șoc și groază. Greta vine la emisiune însoțită de bodyguards. Da, doctore, ne-ai dat lumea peste cap. Așa repede? Da, jur. Deci, oameni buni, dumneavoastră, ce părere aveți? Doctorul e bine, da? Marius Saba, căutați-l la spital, că e praf pe Instagram. Recunosc, da. Dar la un moment dat o să încep, nu să mă mai opresc. Atunci abia așteptăm să momentul. Să vezi atunci. Doctore, dai un pic să dau aici cancel-ul ăsta. Sunt multe mesaje, serios. A zis cineva că ești doctor pe înțelesul tuturor. Da, mă străduiesc să fac asta. Asta mi se trage de la student, să știți. Ia uite, este unico, sunt fan al lui. Doctore, citesc mesajele astea să scap de stres și să-ți crească încrederea în tine. Felicitări domnului doctor, vă ascultăm cu drag, bravo. Doctore, scap. Și scapă stresul ăsta și de soacră. Nu, da, corect. Păi da, trebuie să facem la un moment dat o ediție legătura între cortizol și soacră. Aoleu. Este? Da. Aoleu. Trebuie să caut, trebuie să cercetez asta, că am și o soacră. Dar nu, că eu o iubesc cu soacră mea. Perfect. Doctore, îți mulțumim mult de tot. Dragi telespectatori, sperăm că am fost pe gustul și pe placul dumneavoastră. Bogdan, îți mulțumim mult de tot. Sper că ți-a plăcut la noi în cabinetul medical. Mulțumesc, domn doctor. Cu plăcere. Perfect. Doctore, peste o săptămână îți măsurăm colesterolul și vom vedea valorile, pentru că tu o să faci o săptămână de ravagii. Da.